Sancțiuni de peste 3 milioane de lei au fost aplicate în domeniul prestării serviciilor de taxi anul trecut, după ce Serviciul Fiscal de Stat a desfășurat circa 1900 de controle în acest domeniu. Informațiile au fost prezentate de directorul adjunct al Serviciului Fiscal de Stat, Igor Țurcanu. Totodată, alte 1000 de controle au fost desfășurate la companiile care activează în domeniul Horeca. Șeful adjunct de la Visca a specificat că de la 1 octombrie anul trecut, companiile de taxi și cele din domeniul Horeca beneficiază de anumite facilități fiscale. Totodată a fost instituită o cotă unică de 12% a impozitului pe venit. Potrivit lui Țurcanu, reducerile de cote ale impozitului pe venit stimulează acordarea salariilor oficiale. În același timp, oficialul a negat informațiile potrivit cărora această acțiune va reduce din acumulările la bugetele locale. Sursa citată a adăugat că în ultimii ani fiscul a desfășurat mai multe acțiuni pentru a sensibiliza cetățenii și pentru a le explica că este mai corect să-și declare singuri veniturile și să achite impozitele decât să le fie aplicate măsuri de constrângere.